credeți-mă că nu credeam vreodată să pot să trec prin așa ceva. Totuși, suntem la Dinamo București, un club cu atâtea suporteri, cu istorie în spate. Și să te cheme cineva să zică de mâine nu mai ești antrenor. Păi stai, domnule, de ce? Păi că ai condus cu 2-0 ultima etapă și ai făcut două schimbări, patru schimbări și până la urmă ai făcut 2-2. Și că poate și că ai vorbit la televizor sau nu știu ce zic. Stați așa puțin. Eu am făcut schimbările alea pentru că am jucătorii ăștia, sunt copii, tineri, vor toți ca să intre. Și am zis, dacă am o ocazie, să-i bag, domnule, mă, pe toți, că da, am acum 5 schimbări, nu? Și s-a întâmplat că portarul a scăpat o minge în poartă, toate n-a 2-2. Lăsați-a, mă duc la antrenor. Ei mi-au zis că mă schimb. Și mi-a spus așa, nicio problemă, dați-mi frumos contractul, nu m-a trebuit să-ți plătit de 4 luni. Plus vreo 2 luni de la echipa mare. Păi el, Tomi, băiatul ăla care mi-a zis, mi-a zis că păi, nu cu mine am discurs de contract. Păi zic, dar cu cine? Tu mi-ai spus că nu mai sunt antrenor, nu? Am zis, eu mă duc la antrenament și după aia o să chemați cine-i conducere, că nu se știe, și nu să discutăm. Mă duc la antrenament, băiatul ăsta spaniol, cu cine credeți că vine, cu Colceac și cu încă un, scuzați-mi expresia, pupin curist, Matei. Și am zis, băi, bă, ăsta, bă, sunt oameni buni. Eu am contract aici, nu s-a terminat cu mine. Ce căutați aici, voi? Păi ne-a chemat aici să venim la antrenament. Păi nu contează că v-a chemat. Logic, era prima dată să termine cu mine, frumos, și după aceea discut eu cu voi. Bine, și m-am enervat puțin, că credeți-mă, eu nu prea sunt dus la biserică, așa, și când eram, să vă spun, jucător, îmi spuneam ce aveam de spus și asta, dar băiatul ăsta, spaniolul ăsta, nu știu de unde l-au scos, domne, umblă cu niște Adidas la club, care, și cu o geacă în spate, și l-am întrebat, ce calitate aveți dumneavoastră? Păi eu sunt analist video și că am fost angajat nu știu pe unde în Spania. Mai trebuie ceva. E posibil să aduci un antrenor de comportare pe o sumă de bani să nu știe să dea șuturi la poartă și să nu aibă nici licență măcar de descărcător la prozar, nu știu, să aibă și el acolo ceva, nimic. Și el era angajat, fără să știe băiatul Gigi Mulțescu, era angajat la club, dar făcea cineva antrenament. Și și-a dat și el seama într-un târziu și a făcut scandal pe acolo, Cătălin. Gică, deci, salut! Emilian Hulubei sunt de la AFAN. Am vorbit zilele trecute. Da, stai liniștit că nu poți să-ți rezilieze contractul unilateral așa pe contractul pe orice. A, dacă îți reziliază unilateral, luăm banii până la sfârșit, nici nu se pune problema. Dar dacă nu-ți reziliază contractul, mergi în continuare la servici, așa te prezizi la antrenament și până nu ai o decizie de reziliere, tu ești în continuare antrenor la Dinamo. E simplă așa situația. Așa fac. Mai a ales că omul ăsta care m-a chemat astăzi și mi-a zis că nu mai sunt antrenor, a venit în fiecare zi la antrenament la mine. Mă vedea că făceam antrenament cu 5 jucători, 6, fără unde să suportați. Dar puțin, fără portari făceam, că pentru că toți erau la echipa a doua și se împărțeau și mai veneau și la mine câte o dată așa în ziua meciului. Eu credeam că e gluma aia de ieri cu măcar mingi, dacă ne aduceau, cred că asta i-a deranjat cel mai tare pe ei. Să fiu sincer până la casă. Au venit ei prima dată cu spaniolii la mine acolo, așa în trame. Și le-am zis așa, le-am arătat mingile. Domnule, sunt 5 mingi bune, Augustin, 5 eu. Restul de carton. Le-am arătat acum. Nu că ți-aduc mingi. Eu atunci ce am făcut? Când am auzit că mi-aduc ei mingi, am luat mingile și mi le-am aruncat în spate, în velodrom. Și am tot așteptat. O zi, două, trei, patru, nu mai aduc mingi ăștia. Du-te și caută-le pe alea ca să le aduc înapoi. E tragicomic asta. E tragicomic, dar eu mă întreb, doamne, ei știu cine ești sau au idee spaniolii ăștia care îi văd și eu la trebuie? Că am zis, băi, nu suntem, îi primim pe oameni, suntem ospitalieri, vorbim până la proba contrarie, ne uităm la niște oameni cu niște fulare a lui Dinamo atârnate la gât, dar nu poți cu Gică Mihali, cu niște oameni care sunt icoane pentru tot ce înseamnă suportul Dinamo, să te porți în halul ăsta, Dănciulescu și atâția alții. N-ai cum! Te comporți așa cu mine, mă cheme acolo și după aia vii cu antrenorii ăia la zi, nu te-ai explicat ăia la zi. Vii la stadion și eu sunt acolo.
la antrenament și îl întreb, domnule, ce s-a întâmplat? Și atunci eu am spus eu, fuieră. Vă dați seama că eu știu franceză, engleză, dar spaniolă nu mai știu, că nu mai pot. Credeți-mă, și s-a mai fost o chestie. L-a chemat și pe ursul. I-a zis, păi, dar ce s-a întâmplat? Ursul a terminat pe locul 3, pentru că erau Steaua și ceilalți bunicei. Și a zis că nu mai antrenau nici ce. Și l-a dat afară. De ce? Pentru că are doi spanioli care Emil nu i-a băgat, că stăza, și nu se poate, că senior și n-ai cum să iei la alții, mă, locul. Și probabil din cauza asta, du-te și tu, hai. Dar în grijile lor, adică ei au atâtea probleme pe cap. Cade clubul, da. Cade clubul și fix acest 2 la 2 al echipei Mihali, da. Care n-are... Așa, am făcut, am condus cu 2-0 și am făcut la final 2-2. Și am zis, domnule, am condus cu 2-0 pentru că sunt... sentimental, mă uit și eu la copii, am zis că totuși am pierdut vreo 5 meciuri în minutul 100. N-am zis nimic, am zis sunt copii tineri, știu că până acum să aveau așteptări aici, dar jucătorii care i-aveam eu s-au dus la echipa a să doua toți și eu aveam alții. Și acum am zis să fac schimbări, să mai intre și ăia la. Și s-a întâmplat că a dat portarul, a prins o zi slăbuță, cu toate că portarul ăla ajunge portar mare, s-a întâmplat săracul și a scăpat una în poartă și spunea da gol. Da, dar e un rezultat până la urmă, sunt niște schimbări, sunt, adică se petrec în viața oricărei echipe, antrenor. Ca la aprozar, te duci la aprozar, nu-ți convine. Dacă ai fi rezolvat toate celelalte probleme ale clubului, poate mai înțelegeam, deși tot stupid era. De-am spus așa, dați-mi tricouri de antrenament, fâși, training-uri. Nu aveau și a cumpărat singurii ăștia și a copiii ăștia tricouri. Mergeam și noi afară în deplasare, trebuia să aibă fiecare un tricou roșu pe el. Nimic, și-au cumpărat ei. V-am spus chestia cea mai importantă, mingile, că mă chinuiam, n-aveam mingi. Și atunci am dat în spate, în velul drum cu ele. Și am văzut că nu mi-aduce altele, m-am dus și mi-am strâns iar. Ce vreți să fac? Dar problema, m-am mai întrebat astăzi, probleme la, că am avut o problemă acum vreo două săptămâni cu un copil. L-am întrebat, ai plecat acasă, de ce nu mi-ai spus? Plec acasă când eu am chef. Bine, ia geanta și pleacă acasă. Tasul băiatului ăla a venit la club, a vorbit cu spaniolii, nu știu ce, s-a întors la antrenament spaniol, a zis că e o decizia lor. Ok, eu nu am mai avut treabă cu el. Reproșându-mi acum că de ce ar fi, l-am băgat pe băiatul lui, nepotului Cătălin Hâldan. Că zona centrală n-a fost bine, că nu știu ce, că nu știu cum. Ok, i-a fost responsabilitatea mea, am zis Cătălin Hâldan, eu am stat 3 ani lângă același scaun, cu el acolo în vestiar, și am zis că, băi, nepotul lui Cătălin Hâldan să joace dacă pot ca să-l ajut, nu? Și omul ăsta mi-a fi zis că zona centrală nu i-a plăcut, că nu știu ce. Bine, domnule, vină tu, joacă tu, că tu le știi mai bine. Deci zic că, încă o dată, fără un document scris, n-are nicio valoare ce spune unul sau altul. Dați-mi reziliere să pot și eu ca să-ți plec. A, nu, că trebuie să vorbești cu altcineva, domnul Couto. L-a sunat cineva de la club. Domnule, uitați ce se întâmplă aici. A chemat Mihali Sursul ca să schimbe. Băi, nebunul ăla, ce face? Domnul nu știa nimic cu auto. Nimic. Nu. Deci fără ce nimic, fără ceva scris, nu se întâmplă absolut nimic. Asta și nu am să, până acum am acceptat, pentru că am zis că Dinamo, a fost și să spun Bogdan, că a zis că nu avem bani, lasă numai atâta, din 6 luni... ia două, ok, asta e situația. Dar acum deja e prea mult, plus că m-au umilit. Vii cu alți antrenori, de fapt eu sunt la antrenament. Tu nu ți aranjezi prima dată cu mine și aduci pe aia în fața mea. Păi vă dați seama, ce spun și copiii ăștia? Că vă dați seama, mari, 18 ani, 19 ani. Da. Mă scuzați că v-am... Pe noi ne scuzați că telefonul de ieri m-a agravat, dar nu știu ce se întâmplă acolo. Dar ce am spus? Că nu suntem un spun plătit și stat așa. Nu spuneți că sunt eu numai. Toți antrenorii de la centru n-au luat niciun ban, domnul Augustin, ceilalți au câte 5 luni care au fost mai vechi. Nimeni. Bun, sperăm ca lucrurile să fie ok și sperăm okay, să aveți parte de experiență cum meritați până la urmă pentru clubul ăsta pentru care ați făcut atât de multe. Mulțumim mult de tot. La stomatologie la domnul doctor Amer și îl știți, îl cunoaște toată lumea în țară, așa că se cheamă pe scaun. Bine. Ok, bine. Bine, toate bune. Toate bune, numai bine.